Ну, что вам сказать? Во-первых, я гражданин этой страны и, естественно, хотел внести свою лепту в общий праздник, и как бы необычно. Поэтому, так как я люблю спорт и, в частности, велосипед, поэтому решил этот праздник провести на колесах и отметить это велопробегом, и таким образом внести свой вклад в праздник этот. Вот и все. Кому-то интересно, допустим, за столом есть шашлыки, пить вино, а кому-то интересно крутить педали. Вот вся разница. Все зависит от людей. Да, cum a fost, faceți concurență celor de 16-18 ani? Ничего проблем. Экспириенс контяза. То есть, если что можно сказать, как бы я занимаюсь постоянно, и, слава Богу, выдержал очень даже хорошо, ничем не уступая молодым. За 54 года. А? Cum vă spune dumneavoastră? Alexander. Mulțumesc, la tare mult, domnul Alexander. Eu vreau să întreb dacă experiența de anul ăsta a fost suficientă sau data la anul va alătura din nou? Desigur, mai încercăm și încă o dată la anul următor, pentru că a fost o încercare foarte bună de a sărbători independența nu numai acasă, dar și în mai multe orașe concomitent. Eu vreau să vă întreb și, da, cum îți spuneți ei? Artyom. Da, mulțumesc tare mult. Vreau să vă întreb pe voi care a fost reacția oamenilor pe drum când v-au văzut toți așa grămadă. Ați primit ceva replici? Bine, pentru mine, de exemplu, e prima dată când particip la așa fel de curse pe roți. Mă bucur, în primul rând, că am făcut parte din echipă. Dacă să ne referim la întrebarea dumneavoastră, oamenii de obicei ne salutau, respectiv invers, pentru că noi salutam și reciproc ne răspundeau. Mai erau și unii din ăștia care, mă rog, știți cum, dar așa e. Am înțeles. Bine, cum vă mulțumesc? Sergiu Pădurean. Mulțumesc tare mult, Sergiu. Cam asta a fost. Nu, dar asta nu am învățat. Nu, dar asta nu am învățat. Eu ușor говорить. Я обычно так, как бы, ничего не говорю. Нет, это наш, украинский. Да, да, да. Вот берите там. Мы и пекали орхей, ладья.